Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tuturor șoferilor care au trecut în dimineața asta prin Otopeni spre București, pe DN1, aș vrea să le transmit că prostanul ăla care mergea, singurul care mergea cu 70 de km pe oră, erai pe banda tu. A doua, eram eu. Da. Mă scuzați că m-am încurcat, mai ales pe cei care mergeați cu 130-140. Mamă, cei pe stație acum, băi, s-a găsit. S-a găsit prostul. Băi, serios. Și cred că mai era cineva care avea un trabant sau ceva de genul ăsta și nu putea să-i dea mai tare. Trabant la ora asta? Da, nu știu. Mai era ceva cu o mașină mai veche și mai pârlită și nu mergea mai tare. Deci este absolut incredibil. Abia, sincer, mamă, ce o să mă înjure acum lumea. Abia aștept să se pună radare fixe pe peste tot. Dacă se poate sau... O să-mi închid microfonul? Ia zi. Nu, serios, o să fie radar. Băi, se merge îngrozitor de tare și este foarte periculos, foarte riscant. Și nu știu, nu-mi dau seama, adică, bune, economia de timp cred că este de câteva minute pentru distanța pe care o fac oamenii respectiv, că vin la muncă în București. Așa e. Și vezi, vezi, sunt doar nici de muncă, vezi? Da, exact, exact. Nu e niciun semafor când intri în București și treci prin pasaj, pasajul ăla de la Erocării. E abia la Piața Presei, e departe. Până la Piața Presei nu este niciun ceea ce e bine. Da, e foarte bine. Dar poate bine fi radar în două locuri pe bucata aia, să știi. Ce forje e pe bucata asta. Și sigur, la Miorița, acolo, este o bucățică cu 40 de km pe oră. Acolo, limita, știi, e 40 de km pe oră. Acolo am luat eu o amendă de radar la ora 3 dimineața, am început acasă de la muncă și am luat amendă cu 62 de km pe oră. Mi-am venit să cred. Dar nu știu acum mai fi restricția, că acum nu mai poți să faci giratoriu acolo, adică nu se mai poate face. Păi restricție că oricum e, trebuie să faci puțin, să intri în giratoriu, se curbează acolo. Panou a rămas. A rămas? Da, panou a rămas. Se poate face stânga la ieșire, cum ieși din București, faci stânga spre ce e acolo. Deci e în continuare, cumva. Deci asta e cu amenziile. Știți că eu sunt... Da, mă, oamenii forjează că vor să desfunde catalizatoarele. Că n-ai, dacă tu mergi, știi? Am înțeles că la diesel... Eu n-am avut diesel niciodată, dar am înțeles că dacă mergi numai în ritm de ăsta urban, da, se înfundă la trei. Din când în când să ieși cu ea pe drum și să-i dai puțin talpă ca să desfunde... Pe de altă parte, dacă n-ai luat amendă la Miorița, e ca și cum ai carne degeaba. Da, exact, pe bunele. Okay, nu știu, cine, ce bucureștean care a trecut pe la Miorița n-a luat amendă la Miorița? Vreodată. Unde, sigur, te aștept să fie, să fie măcar 50. Știi, dar știi că sunt acolo, dar nu te lași. Băi, eu mă las, dar 40 este foarte, foarte... Ia uite, are dreptate și eu desfund catalizatorul pe DN1. Măi, nu mai desfundați catalizatoarele... Nu, lăsați-le așa. Lăsați-le așa, serios, pe bune, mergeți, nu știu, pe pistă. Vezi, uite, și de asta vor ăștia să oprească producția de diesel. Uite, că lumea, ești... desfundând catalizatoare, provoacă nenorocire. E și trecere de pieton la Miorița, deci e cu 40 la oră. Este nașpa acolo și asta, apropo de amenzi, vă reamintesc că eu sunt singurul care s-a dus, cred, singurul care s-a dus la poliție să insiste să plătească o amendă pentru că primise amendă pe numărul greșit. Am parcat undeva și mi-au lăsat o amendă. Și dar nu ne mai mirăm în timp când e vorba de tine. Altfel, cu achitatul amenzilor, nu-mi dau seama. E cineva care nu plătește amenzi de circulație? Cum nu plătești? E cum să nu plătești? Că o găsești după aia la administrația financiară. Indiferent ce faci, o găsești acolo. Da, poate că sunt oameni care nu se duc niciodată la administrația financiară. Eu nu înțeleg conceptul ăsta. Ai luat o amendă, trebuie să o plătești. Cum adică să nu o plătești? Inevitabil, la un moment dat ai nevoie de ceva. Să cumperi, să vinzi o casă, o mașină. Nu e chiar așa inevitabil. Sunt cetățeni care n-au nimic pe numele lor. Aici, vezi, de la tine așteptam lămuririle, că eu nu mă pricep. Zic tu cum se face. Sunt oameni care nu mai au nimic pe numele lor. Da. Cunosc cazuri concrete. Dar de ce nu mai ai pe numele tău nimic? Păi de exemplu că ți-ai luat niște rate la bancă sau ai cumpărat ceva în rate direct dintr-un magazin și n-ai mai avut bani să le plătești și atunci muți tot că ai poprire pe cont sau te caută să-ți ia banii aia de rate. Așa? Și atunci nu mai ai nimic. Treci totul pe și numele... Și trăiești așa zen, ca tibetanul, ca... Da, și adevărul e că călugărul tibetan. Sunt oameni foarte liniștiți. Există un proiect de lege în Senat, e depus la Senat acum și înțeleg că a ajuns și la una din comisiile de apărare, de o comisie de apărare din Camera Deputaților, relatează Antena 3, care zice așa, șoferii care nu și achită amenziile în termen de 60 de zile riscă să rămână fără permis. Bravo! Taptana! Asta este... inițiatorii spun așa, principala problemă este că unitățile administrativ-teritoriale, mă rog, comunele, orașele, nu știu, nu au instrumente pentru a încasa amenziile și a le transforma, deci în venit la bugetul local. Adică nu poți să-i prindă pe aia care nu plătesc.
Uh-huh. Îți dă amendă, poliția, nu plătești, la revedere, n-au cum să te caute. Încasarea acestora este posibilă doar după perioade lungi de timp sau niciodată, ceea ce înseamnă diminuarea bugetului local și așa mai departe. Deci, propunerea este asta și aici aș vrea opinia voastră la 0372069599, deși eu ghicesc. Cum vi se pare ideea asta? De retragere automată a carnetului, a permisului de conducere pentru o persoană care nu-și plătește o amendă de circulație în termen de 60 de zile. Se face automat, n-ai plătit, la revedere, nu mai ai permis. Cine să facă, mă, poliția automat? Serios? Bă, nu știu cine, nu știu tehnic, dar presupun că se poate face. Da? Adică din moment ce se dă amenda și amenda aia trebuie înregistrată în sistem la fisc, okay, pe numele cuiva, nu? Pe de altă parte, acum am o întrebare serioasă pentru șoferii profesioniști. Cine plătește amenda în cazul șoferilor profesioniști care fac o contravenție? Plătește șoferul personal sau firma? Însă nu pot să trec peste mesajul ăsta venind de la Ionuț. Eu sunt singurul bou, Ionuț spune, care a primit amendă de viteză în Veneția. 59 de km la oră pe un pod unde era limită de 50. Și eu cred că ești cu feribotul în Veneția. Da, da, sincer. Da, hidrobicicleta. Da. Bun, sau deci așa. V-am întrebat așa, este un proiect de lege, înțeleg, în Parlament, care prevede ca șoferii care nu-și plătesc amenziile în termen de 60 de zile să rămână automat fără permis. Opiniile voastre pe subiectul ăsta și am întrebat, desigur, șoferii profesioniști. Fraților, în cazul vostru, cine plătește de fapt amenda dacă greșiți, dacă faceți o contravenție? Voi sau firma? Constantin, bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața, băieți! Constantin Gărghiță, vă sunt din Italia. Salut. Eu lucrez la firmă din Italia și vă spun că amenzile le plătim noi în ultimii ani. Da, să vedeți și în România, la firmele din România, nu în Italia, că în Italia, înțeleg. Și, exact, am avut firmă și în România și la firme din România toți șoferii ar trebui să le plătească. Pentru că atunci când îți vine o amendă pe un număr de matriculare, titularul camionului este obligat să dea datele tale. Dacă nu dă datele tale, le plătești el și după aia îți oprești din salariu. Dar nimeni nu mai plătește. Normal, pentru că nu vin nominali, nu știi cine conduce acel camion. Dar eu, de exemplu, mi-l oprești pe statul de plată, amenzile toate care vin din Europa. Și nu sunt singur, toată așa. Am înțeles. Și ideea asta cu neplata amenzii, suspendarea dreptului de... Nu este bună, pentru că sunt alții care conduc mașini care nu sunt pe numele lor. De exemplu, vine acasă la ori sau s-a întâmplat că a dat numele la alt șofer ca să-l salveze pe altul. Tu vorbești de sisteme, stai puțin, Constantin, stai puțin. Tu vorbești de sisteme automate de amendă, astea care sunt în vest, dar la noi te trage pe dreapta polițistul, îți cere permisul și scrie cu pixul pe hârtie autocopiantă datele și toate alea, deci știi exact pe cine amendează. Înțelegi? Da, asta sunt de acord, dar cred că n-ar fi la prima abatere și ar trebui să ținem cont de șoferii profesioniști, pentru că tu când vă gândiți-vă că suntem în fiecare zi supus acestei greșeli, deci suntem în fiecare zi. Deci dacă ai luat două săptămâni, ai rămas fără pâine, deci ar trebui făcut o distinție. E bună ideea asta pentru aia care au care mii de kilometri, sute de kilometri de oră piste. Da, dar pentru noi care suntem profesioniști, gândiți-vă că dacă eu trec cu în 50, 55 la ora azi, 55 la ora azi, mâine rămân fără ce fac. Nu, e vorba că dacă nu plătești amenda în termen de 60 de zile, nu că ți-a permisul pentru orice, înțelegi? Da, de plătit amenda oricum o plătești, asta nu se poate, deși... Mulțumesc, Constantin, pentru intervenție. Marian, bună dimineața. Salutare, dimineața. Marian. Bună dimineața, domnilor, vă salut, bună dimineața. Salut. Ia zi. Privire la amenzi, e normal că plătește șoferul. De exemplu, cele de radar, patronul nu te obligă să alergi mașina, dar în speță celelalte mai grave, să zicem, un control trafic, acolo care sunt date pe firmă, normal că acolo le plătește firma. Dar cele de radar, gelea, mi se pare normal că le plătește șoferul. Aha, adică și, e logic. Și ideea asta, dacă să se suspende permisul dacă nu plătești amenda în 60 de zile? Da, mi se pare o idee foarte bună, pentru că e normal să-ți plătești datoriile, adică și greșelile care le-ai făcut, nu? Mulțumesc mult pentru intervenție. Cătălin, bună dimineața! Salut. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, salut, băieți! Salutare! Referitor la chestia asta cu 60 de zile să se plătească amenzile, sunt de acord. Da. Și ar fi bine să se aplice și la alte, în alte situații. Nu știu, că ai parcat greșit și primești amendă sau, nu știu, ai...
construit ceva în curte și ai primit amendă, la fel să se plătească amenda respectiv în termen de 60 de zile, altfel asta cu construcția comunității sau parcagii, la fel, care primesc amenzi și nu le plătesc, tot așa cum spunea Luca, nu au nimic pe numele lor și atunci trebuie să fie constrânși într-un fel, să muncească în folosul comunității. Da, se mai întâmplă, dar trebuie trimiși în judecată, durează, sunt costuri foarte mari. Păi da, trebuie să, că altfel nu mai are nicio naimă. Cum da. E și cu prostituatele, care sunt amendate și revin după câteva ore la locul de muncă. Mm-hmm. Florin, bună dimineața! Bună dimineața! La băieții! Amenzile se dau exclusiv nominal la șofer, dar în funcție de ce ai făcut, de te pune patronul să alergi, să-i dai tare ca să te întoarci repede acasă. Ui, sau te, să te descarci. Te poate pune patronul să faci asta? Te poate patronul pune? Da, cum? Dar te pune, că patronul să pui 40 de tone pe mașină și te oprește cântarul și îți dă amendă ție. Și îți plătește, îți dă firma banii înapoi pe amendă, pentru că amenda tu o iei, nu o ia firma. Amenda o ia nominal, șoferul o ia. Există firme care cer... Stai. Există firme sau patroni care cer șoferului să meargă mai tare peste viteza legală? Toți. Poate nu chiar toți. Vreo firmă în țara asta care merge vreun camion regulamentar, să fim serios, drumurile astea de ce sunt așa cum sunt? Pentru că în loc de 20 de tone pune 30 pe mașină, 40. De ce se întâmplă accidente cu alea? Că în loc să conducă la program, mai sare o oră, două, trei, în funcție, să ajungă repede la descărcare. Că... Foarte, da, mulțumesc mult pentru telefoane, Florin, mulțumesc pentru aceste, nici nu știu să le spun informații, nu știu dacă sunt informații deocamdată, nu le-am verificat, dar uite, poate facem o discuție numai cu șoferi profesioniști, într-o dimineață, ca să vedem care este relația cu patronii și poate ne sună și patronii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.